Urmează weekenduri incendiare în straja, scrie gohunedoara.ro, care garantează că cei care vor să-și petreacă sfârșitul de săptămână la munte, în stațiunea Straja, vor avea parte de voie bună, mișcare și multe competiții pline de adrenalină, întreceri distractive pe pârtii, premii și petreceri. În perioada 12-13 februarie va avea loc Winter Fun la Straja, o serie de întreceri distractive ce se vor derula pe pârtii și se vor încheia cu premii și multe zâmbete. Totodată, în aceeași perioadă, se va organiza și Cupa Balu la schi, la care participă an de an peste 100 de copii. Până atunci, bucurați-vă de zăpadă, aer curat, soare și, foarte important pentru cei care nu au curajul să schieze, pot practica săniușul, pentru că, cu o pârtie de sanie lungă de 8 km, masivul Vâlcan a devenit tot mai atractiv pentru turiști.